Pilde și povestioare cu tâlc. Căldura focului. În timpul slujbei, un tânăr l-a întrebat pe duhovnicul său: Părinte, îmi simt sufletul greu de păcate. Cum pot să fiu iarăși liniștit când știu că am greșit? Fiule, omul nu trebuie să-și piardă niciodată speranța. Chiar dacă am păcătuit, Dumnezeu ne va ierta greșelile, dar cu o condiție: să ne pocăim. Să ne pocăim cu sinceritate, din suflet. O să-ți dau un exemplu. Afară este iarnă grea, gerul este mare. Du-te și adu-mi un țurțure de gheață. Când tânărul s-a întors ținând bucata de gheață în mână, părintele a luat-o și a aruncat-o în sobă, unde țurțurele a început imediat să se topească la căldura focului. Ai văzut gheața pe care ai luat-o de afară? Era așa de la începutul iernii și tot așa ar mai fi rămas, oricât ar fi stat în frig. Dar acum că ai adus-o înăuntru, vezi cum a început să se topească? Devine iarăși apă curată și folositoare. Cât era înghețată, nu era bună de nimic. La fel este și sufletul atunci când îngheață de atâtea păcate. Dar dacă te căiești sincer, căldura rugăciunii tale și harul Domnului topesc tot ce-i rău și îți aduc viață și liniște în suflet. Privește pomii de afară, i-a mai spus părintele. Sunt înghețați de ger, dar la primăvară soarele îi va încălzi și iarăși se vor trezi la viață. La fel, să ai și tu răbdare și încredere în bunătatea și mila lui Dumnezeu și să te căiești din suflet. Fiindcă așa cum căldura focului topește gheața, la fel căința sinceră vindecă sufletul bolnav de păcate. Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.